Salutare, prieteni! Uite că am trecut de la Ruris la ProGarden Campo Alpin, ala de 4x4, dar eu am luat numai capul, nu știu, remorca. Momentan 18 cai benzină, văd că merge binișor, se comportă bine. I-am pus și altă remorcă după el, mai mare, pe punte de dace, că dacă zice că e mai forțos, atunci să-i dăm să care mai mult. A plecat să luăm niște pământ din asta de mușuroi pentru răsaduri. Așa. Deci, e tot în două viteze, 2 plus 1 adică, dar are două cuple de putere, una pe cardan și una pentru scule. Are asta așa. Merge bine, i-am schimbat roțile, le-am pus de pe ăla, de pe diesel, că alea cu crampoane deocamdată nu necesită să le tocesc. E, cum să zic eu, e frumos, e arătos, e trage bine, am mai fost și sub el după nisip, n-am făcut video, am uitat atunci, dar mergi, tragi. Remorca asta fiind și mai mare, e o remorcă din aia ca pentru daci. Și văd că o duce, nu am niciun fel de probleme cu el. Deocamdată. Acum să vedem. Pornește frumos la cheie. Da? Merge chiar merge frumos. Apoi vă salut și o să mai revin cu videouri. Sper să nu se rupă și roțile și la asta ca la Ruris. Pe parcurs, da. Vom vedea ce o fi. Sănătate și numai bine.